Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou etalar. Astăzi m-am gândit să povestim împreună despre o situație generală, o etalare generală despre cum pare această persoană, care sunt simțămintele sale în mod real față de ceea ce încearcă să pară. Este o persoană care bravează, poate o persoană care încearcă să pară ceea ce nu este. Voi ați văzut, nu ați văzut, sau dacă ați văzut acest tip de comportament, sunteți curioase să vedeți despre ce este vorba, mai ales în această situație în care lucrurile parcă sunt încheiate între voi. În momentul în care această relație s-a încheiat sau considerat că a fost încheiată. Deci iată ce se întâmplă cu această conexiune sau iată ce Universul ne spune despre acest subiect general. Nu uitați, dragii mei, că este o situație generală, este colectivă, nu se poate întâmpla tuturor la fel. Esențial este ca voi să preluați aceste mesaje, dumneavoastră să preluați aceste mesaje pentru a le pune în slujba rezolvării problemelor dumneavoastră. Ideea este să aveți rezolvări și mai puține așteptări, să facem împreună tot posibilul pentru ca situațiile să se rezolve. Deci iată ce se întâmplă cu această conexiune, dragii mei. Conexiunea dintre el și ea, este vorba despre planul afectiv relațional. Cum apare? Cum pare față de ceea ce simte de fapt cu adevărat față de voi? Ok, haideți să vedem ce putem să aflăm. Haideți să vedem care este situația prezentă. Care este situația dintre voi acum? Poate că în felul acesta veți ști cum puteți să rezolvați această distanțare a voastră și să știți dacă lucrurile mai sunt sau nu așa cum vă doriți dumneavoastră și cum vă manifestați. Tăcere. Din câte se observă, tăcere, lipsa unei comunicări. Cum este situația voastră acum? Ce gândiți dumneavoastră? Ce gândiți dumneavoastră? Ce simțiți dumneavoastră? Ce simte cealaltă persoană, el sau ea? Ce simte cealaltă persoană vis-a-vis de voi, vis-a-vis de întreaga situație? Ce simte el sau ea? Ce simte el sau ea? Ok. Ce gândește el sau ea, persoana pe care o țineți acolo în sufletul dumneavoastră, ce gândește el sau ea vis-a-vis de voi? Aș vrea să iasă o carte, nu să o aleg eu, dacă se poate. Ok, mulțumesc! Au ieșit chiar două. Ce trebuie să faceți pentru a vă împăca sau pentru a reconcilia? Există un copil? Să faceți un copil? Ce va fi dacă vă veți împăca? Ok. Ce va fi dacă vă veți împăca cu această persoană? Dragii mei, care este situația? Care este situația prezentă? Sper să mă și auziți. Există o primăvară anului trecut. În primăvara anului trecut, poate că între voi a intervenit o altă energie feminină sau în relația pe care eu o etalez acum, există o ființă mult mai tânără,
o ființă privilegiată, o ființă care este extrem de curtată, o persoană șarmantă, având în vedere și tinerețea sa, faptul că are un statut destul de bun, un statut financiar pe planul material este realizată această ființă sau are pe cineva la rândul său care o întreține, îl întreține, spuneam de fiecare dată că energiile se pot schimba, se pot întrepătrunde, dumneavoastră adaptați aceste mesaje propriilor dumneavoastră situații. Cu siguranță, această ființă tânără, acum că este fiica sa, dacă vorbim despre energia masculină, dacă este o a treia persoană, dar tânără, deci este vorba despre o persoană tinerică, a intervenit în această relație, își dorește să intervină în această relație din primăvara anului trecut, face tot felul de demersuri pentru ca tatăl său sau, eu știu, concubinul său sau prietenul său, iubitul său, ca, cu care nu ați avut o relație, să fie împiedicat, să fie șantajat, să fie în imposibilitate de a pleca către dumneavoastră sau pur și simplu de a se debarasa de orice relație, pentru că ea, este vorba despre energie feminină, are anumite privilegii, are acest privilegiu, are ceva cu care încearcă din răsputeri să țină energia masculină în loc. Nu renunță la privilegiile sale, această persoană, dragile mele. Sau, dragii mei, această persoană tinerică nu vrea să renunțe la ce are, nu vrea să renunțe la statutul său, la banii săi, la ține cu dinții. Nu este vorba de planul sentimental, nu este vorba despre emoție, este pur și simplu vorba despre un șantaj emoțional din cauza unui plan material, unui plan financiar. Posibil ca dumneavoastră să vă gândiți la această persoană, dacă este împreună cu ea, dacă va renunța, dacă este fiica sa, dacă va renunța la acest șantaj emoțional și își dă seama odată pentru totdeauna că această ființă nu face altceva decât să țină cu dinții de anumite lucruri care aparent îi aparțin, deși nu le-a câștigat această persoană. Le-a câștigat altcineva pentru ea, în speță persoana la care dumneavoastră vă gândiți. Ce gândiți dumneavoastră în acest moment? Vă faceți foarte multe griji, mai ales dacă este vorba despre o diferență de vârstă, vă faceți griji pentru că unul dintre dumneavoastră, în special energia masculină, nu poate să renunțe deocamdată la faptul că această persoană din viața sa mai tânără îl ține în loc. Eu zic că este vorba totuși despre un șantaj, un șantaj emoțional și această persoană nu știe cum să facă, nu știe care este soluția câștigătoare pentru ca lucrurile să se întâmple în sensul celor dorite de dumneavoastră. Preponderent literele C, M, R, E, L, D de la Dana, G, Y, V, de asemenea mult I. Vă gândiți la această persoană în acest moment? Vă gândiți că această persoană își face tot felul de griji, tot felul de probleme pentru că nu știe cum să se debaraseze cumva emoțional de toată această situație. Nu poate să renunțe la această tânără. Nu poate, pentru că este legată, el este legat de această persoană destul de tare. Și are ceva, nu știu, văd în mâna acestei persoane ceva cu care ține această persoană. Este conștientă, este mândră, este vanitoasă. Și știe că renunțarea nu se va produce cel puțin deocamdată. Spune în gândul ei, această tânără, cât îmi va ține, îmi va ține. Când nu s-o mai putea, nu s-o mai putea, dar deocamdată eu dețin această putere, eu am putere asupra lui sau asupra ei.
Haideți să vedem cine este această tânără, pentru că mă preocupă foarte tare să lămuresc această carte. Cine este această persoană din viața acestei energii masculine? Nu să puteți să fiți doamnă sau domnișoară, în măsura în care puteți să fiți și domn, adică, sau tânăr, nu contează. Energiile se întrepătrund. Cine este această tânără sau ce putem să aflăm despre această tânără? Ce face? Care sunt intențiile? Este o persoană, să știți, este clar că poate să fie blondă, cu ochii, cu ochii închiși la culoare. În unele cazuri, să știți că ori dumneavoastră știți despre această persoană sau ați vorbit vreodată cu această persoană, ori vă doriți în acest moment să-i spuneți vreo două acestei persoane, cert este că există mesaje sau discuții despre această persoană sau această persoană vorbește cu el despre voi. Deci, cu siguranță, există niște discuții despre el și despre dumneavoastră sau dumneavoastră discutați cu această persoană la care vă gândiți despre cum să soluționați această problemă, acest impediment. Acest ac în coaste, pentru că vă stă în coaste această persoană. Ce simțiți vis-a-vis de această situație? Instabilitate. Instabilitate, cu siguranță sunteți la distanță unul față de celălalt, posibil să fiți chiar și în alte țări în momentul în care vorbim, în alte orașe, posibil să comunicați pe calea aerului, posibil ca această persoană să călătorească foarte mult cu vaporul sau cu avionul sau să vorbiți pur și simplu la telefon despre această situație care vă apasă. Pentru că subiectul, spuneam, este să vedeți despre cum este în realitate față de ce vă spune dumneavoastră sau pur și simplu ce se întâmplă cu această conexiune, dragii mei. Dar să știți că există tot felul de vești. Există un 33, există un 36, există un 63. Există un 45, un 69 de asemenea, 48, o să mai vedem, există, v-am spus, diferențe de vârstă destul de mari. Energia masculină este grizonată cu părul, grizonată cu părul alb, da, bun, așa. Îmi cer scuze. Grizonată sau... cred că am zis bine, ori este grizonată, ori are părul totalmente alb. Cu barbă, o persoană cu statut social cunoscută în comunitate, poate să fie și o persoană publică, poate să conducă o companie, să aibă propria afacere, să fie șeful și va dumneavoastră. În orice caz, această persoană este o persoană potentă din punct de vedere financiar. De aceea această ființă nu vrea să renunțe la acest privilegiu acordat de el, cu care este tată sau iubit, fost actual. Însă simțiți că o depărtare, simțiți că nu mai puteți sau simțiți că vă scapă de sub, vă scapă din control această situație, dat fiind această etalare. Simțiți că nu puteți să luptați cu această persoană, vă doriți, îl vreți ca această ființă să lupte, însă dacă vă spune că... sau la momentul acesta poate să vă spune, lasă-mă că eu o să reușesc să fac toate lucrurile, dar la timpul potrivit, în situația potrivită, pentru că nu vreau să-i fac rău sau nu vreau să fac rău la nimeni sau nu vreau să-mi construiesc fericirea pe nefericirea unei alte persoane. Există și această variantă, dacă vreți să o aflați sau vreți să știți dacă ceea ce spune este chiar adevărat. Comunicare la distanță, posibil să fie o... țări străbătute de apă, întinderi foarte lungi, foarte lungi, apă cu foarte multă vegetație. Nu vă puteți stabiliza. A fost odată o discuție sau au fost discuții despre a vă stabiliza undeva sau de a vă lua ceva împreună sau de a face lucruri împreună.
de a vă oficializa această legătură din punct de vedere al unei stabilități. Posibil să fi fost aceste discuții, să fi vorbit prin mesaje, prin telefon, prin e-mail-uri, pe rețelele de socializare. Există această variantă, să fi vorbit despre a pune la punct o viață împreună. În momentul în care ați făcut un pas către acest lucru, parcă văd și eu un inel, o cerere în căsătorie. S-a rupt lanțul de iubire, de fapt. Despre aceasta este vorba. Deci dacă lucrurile au fost duse până la un moment dat, au fost duse bine, planuri de viitor, hai să facem, hai să trecem, poate și o cerere în căsătorie, poate o logodnă, cine știe. Până când s-a rupt pur și simplu acest lanț de iubire. Și domnul și-a luat zborul, sau doamnă, și-a luat zborul către țările calde. Eu nu vreau să vă întristez și mai mult, vă dați seama că nu aceasta este menirea mea. Însă, cam așa stau lucrurile. Ce simte, dragii mei, el în acest moment sau ea, în general, cealaltă persoană? Vreți să vă spun ce simte? Exact asta am spus. Ce simte el sau ea, după caz? Ia uitați. Lovers. Cartea îndrăgostiților. Deci ori această persoană e îndrăgostită de voi, dumneavoastră nu credeți acest lucru, poate că face anumite lucruri pe care dumneavoastră le considerați bravuri, nu sunteți sigură de ceea ce are această persoană, nu aveți încredere în ceea ce spune, dacă spune ceva, nu știți dacă este adevărat, dacă vă puteți baza pe o astfel de persoană, mai ales dacă s-a produs această ruptură între voi. Zodia Gemeni, Pești, Vărsător, Balanță, Scorpion. Fecioară. O atmosferă apăsătoare, o atmosferă a grijilor, o atmosferă a cum pot să rezolv această situație pentru că sunt îndrăgostit de ea sau sunt îndrăgostită de el, cum spuneam după caz. Îmi fac griji, mă gândesc la cum să împac și capra și varza pe românește, pentru ca lucrurile să se întâmple sau să fie reluate de acolo de unde s-a produs această ruptură. Nu puteam să fac pasul acesta pentru că cealaltă ființă mi-a spus că fiecare știe situația. Dar am rămas așa impresionată de faptul că atât de frumos comunică Universul și vă comunică Universul anumite mesaje, că vine în întâmpinarea dumneavoastră. V-am spus, nu, pur și simplu nu fac nimic decât să vă spun mai departe faptul că această persoană vă iubește. V-a iubit, vă iubește sau este îndrăgostită această ființă de voi. Și, cum să vă spun, se gândește să vă comunice. La momentul oportun va lua cea mai bună decizie pentru voi. Nu știe cum să facă, nu știe cum să procedeze, este pusă această ființă la mijloc, mai ales când astăzi sunteți la depărtare, nu sunteți acolo, aici este veleaua, că dacă ați fi acolo cu această ființă, cu această persoană, sau ați locui împreună, sau ați comunica mai mult, sau ați ști mai mult unul de celălalt, ați avea o conectare mult mai apropiată, altfel ați putea și dumneavoastră să preluați frâile. Dar așa, având în vedere această separare, distanțare fizică, nu emoțională, ci fizică, faptul că nu sunteți acolo, preia frâiele cealaltă persoană și îl tot toacă și îi spune și îi așa. Pentru că, vă dați seama, dacă pleacă această persoană către dumneavoastră sau către oricare altă persoană, cine mai susține financiar?
Ce trebuie să faceți să vă împăcați cu această persoană? Sau care ar fi recomandarea din partea Universului pentru a revigora această relație, pentru a prelua dumneavoastră frâiele în detrimentul, în favoarea noastră și în detrimentul, bineînțeles, acestei energii care stă acolo și care o determină pe acea persoană să fie atât de îngrijorată? Vedeți, căsătorie și stabilitate. V-am spus că era vorba, a fost vorba despre o logodnă. Căsătorie și stabilitate. Este vorba de o alegere pe care puteți să o faceți. Fantastic. Dumneavoastră. Posibil să fie vorba și de o casă aici, sau vreți să construiți o casă, să vă luați o casă împreună, sau ați început construcția unei case și a rămas în coadă de pește și să reluați această situație. Poate să fie vorba și în alte situații de un trio, pentru că spuneam la începutul etalării că s-ar putea să fie în viața lui, nu neapărat fiica sa, poate să fie și o persoană cu care este căsătorită, diferență de vârstă, e adevărat, dar o persoană care nu vrea să renunțe la privilegiile sale, mai ales dacă este vorba de un partaj. O persoană, din câte observ eu, întreținută, sau mă rog, așa simt. Deci, pe de o parte, s-ar putea ca între ei doi să fie vorba despre o relație de căsătorie cu o persoană mai tânără, dar este doar, pur și simplu, nu mai simte nimic și simt ceea ce simte, simte pentru dumneavoastră, bineînțeles. Da, mă uitam acum că mi-am notat aici întrebările, ce vreau să întreb și am spus ce trebuie să faceți să vă împăcați cu el și cu ea și a ieșit această, mă rog, căsătorie. Să nu renunțați posibil la această cerere în căsătorie dacă a fost cazul, însă am trecut peste ce gândește el sau ce gândește ea. Nu vreau să rămână așa pentru că ar putea să fie și acest lucru, să fie între voi un trio pe care l-am menționat mai devreme. Poate și dumneavoastră aveți pe altcineva sau ați avut pe altcineva o relație stabilă sau ați avut o stabilitate sau poate că în prezent sunteți într-o altă relație sau poate vă v-ați căsătorit între timp. Această persoană v-a lăsat, eu știu, n-ați mai oficializat această relație, motiv pentru care ați renunțat și dumneavoastră v-ați căsătorit sau ați avut o altă stabilitate cu altcineva și atunci el se gândește sau ea se gândește că dumneavoastră aveți pe cineva, să nu vă încurce nici pe dumneavoastră, să nu-și încurce nici el viața, să nu vă încurce nici pe dumneavoastră, dacă v-ați găsit această stabilitate, oricum gândurile sale sunt extrem de măcinate, emoțională, această ființă sensibilă, extrem de sensibilă și oricum și cu o stare de sănătate destul de precară în ultima vreme, din cauza acestor gânduri și acestor emoții care nu îi dau pace. Acum, ce trebuie să faceți să vă împăcați sau să vă reabilitați această revigorare a relației? Am vrut să lămuresc lucrul acesta pentru că nu am vrut să o las așa în coadă de pește. Ce trebuie să faceți să vă împăcați cu această persoană, să renunțați la a mai fi atât de vulnerabilă sau vulnerabil. Există un soi de vulnerabilitate, un soi de teamă. Teamă, nu, eu nu știu, eu așa simt, deși am spus că sunt mesaje și mesaje. Văd un trio în care există un copil. Există ori un copil, ori această vulnerabilitate, ori dumneavoastră, doamnă domnișoară, care, mă rog, aveți această, mă rog, rezonați cu această etalare sau ați avut această posibilitate de a da naștere unui copil cu această ființă, poate că ați făcut-o, dar acea ființă era căsătorită cu altcineva. Și atunci este măcinat, vedeți, măcinat de faptul că nu știe
cum să facă astfel încât să... La ce ar putea să renunțe? Sau să aveți ceva împreună cu această ființă, un ceva, să fiți, nu știu, ceva. Are și cu dumneavoastră ceva și cu cealaltă persoană, că este fiică, că este... Deci dumneavoastră ați putea, ca și recomandare din partea Universului, ori eu știu să faceți dumneavoastră un... Mă rog, mă feresc de a da eu, verdicte. Să o luați de la început. Mulțumesc. Exact, n-am vrut să dau verdicte. Să o luați de la început. Dacă destinul vă oferă această posibilitate de a o lua de la început, ar fi foarte câștigătoare această decizie. Sau să vorbiți, sau să stați de vorbă cu această persoană, să înțelegeți, să fiți în, să aveți compasiune, să vă puneți în pielea acestui personaj. Poate că vă e greu, evident, nu este ușor, însă nu e imposibil. Cineva blonduț, șaten, cu ochii verzi, cu ochii albaștri, gri, cu ochii mari, bucălat, așa, la față. Dumneavoastră, copilul, o dată de 18, dar cam de un an de zile tot sunt niște alegeri, niște obiecțiuni. În orice caz, ce puteți să faceți să vă împăcați cu această persoană care este îndrăgostită încă de voi sau vă iubește sau v-a iubit? Există acest nou început, există acest copil, acest nou început, poate că vreți să faceți un copil, pentru a avea această relație sau pentru a-l câștiga definitiv. Aceasta este ceea ce dumneavoastră vă doriți extrem de mult. Ce va fi dacă există șanse să vă împăcați? Să ștergeți cu buretele tot, să ștergeți tot ce s-a întâmplat cu voi, să faceți loc noului, să puneți capac, să puneți punct acestui trecut, acestui... acestui trecut plin de evenimente. Efectiv să ardeți tot ceea ce v-a fost rău, inutil, toxic în viața dumneavoastră și să o luați de la început cu această persoană, însă tot pe locul 2. Nu am de ce să vă mint. Deci dacă veți fi împreună și șanse sunt să fiți apoi nici o durere extremă de cap. Deci dacă sunt șanse și sunt șanse să fiți din nou împreună, există posibilitatea să puneți capăt, să ștergeți cu buretele. Ok, tot ce a fost, a fost, a trecut, merg mai departe alături de tine, putem să facem un copil, nu este nicio problemă dacă, mă rog, situația vârsta ne-o permite, dacă nu, să o luăm de la capăt, să oficializăm această relație, nu în sensul de a ne căsători, ci pur și simplu de a fi din nou împreună, dar tot pe locul 2, nu pe locul 1. Cel puțin în perioada următoare, dar oricum o să revenim și cu alte etalări, pentru că știți că energiile se schimbă de la o zi la alta, de la un minut la altul, de la o săptămână la altul, dar asta va fi, pentru că așa am întrebat ce va fi dacă vă împăcați. Ștergeți totul cu buretele, dar veți fi tot pe al doilea loc, mesaj din partea Universului. Tot a vrut să sară această carte, nici n-am apucat să o întorc. Viziune dumnezeiască, orice s-ar petrece, aveți viziunea de ansamblu al unui univers iubitor și drept. Adică orice s-ar întâmpla între dumneavoastră și această persoană sau în viața sa, sau indiferent de cum par acum lucrurile, că bravează, că vi se pare că este altcineva decât este în relația cu voi sau în relația cu această persoană, că aveți senzația că vă minte, aveți această idee că Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Indiferent cum se petrec lucrurile,
am spus că nu vă spun eu, viziune, vedeți? Viziune dumnezeiască. Aveți încredere într-un univers iubitor și drept. Universul va face dreptate. Divinitatea va face dreptate în acest caz și veți ști foarte bine dacă veți merge mai departe pe poziția a doua, plecați de la start din poziția a doua și vă place să aveți această relație, cum vreți dumneavoastră, sau să renunțați la această relație, la acest trio, să puneți punctul lui trecut și să renunțați la a mai fi pe locul 2 și avea propria noastră viață, pentru că așteptarea aceasta v-a cam dat bătăi de cap. Dragii mei, cam atât pentru această citire, pentru această etalare. Mă bucur foarte mult că ați participat. Sper că ați găsit cât de cât răspunsuri sau în linii mari v-ați dat seama despre ce este vorba pentru a acționa în sensul celor dorite de dumneavoastră. Mă doare extrem de rău capul și încerc să-mi găsesc cuvintele. Mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru like-uri, pentru faptul că sunteți atât de aproape. Vă iubesc, vă pup. Aveți grijă de voi, de toți ai voștri. Aveți grijă de voi oriunde v-ați afla, deși vorbei. La revedere, dragii mei, toate cele bune. Vă pup, vă iubesc.